pe jos. Este domiciliul cu cușul calci primitor și l-a zvârli în aer. Nicola își tremură de frig în vreme ce vântul ce era în jurul lui și se gândi ce ar putea să facă. Reuși să-și prindă fularul, căciula și mânușile înainte să îi le ia vântul și încercă să se adăpostească la rădăcina copacilor, dar vântul îl urmărea oriunde s-ar fi dus. Va trebui să stau cu bursucul până va trece furtuna seră în cele din urmă, trăgându-și căciula de lână peste țepi, apoi se cuibări în fularul călduros, își puse mânușile, și trăgând adânc aer în piept, porni la drum. În lungă, vântul bătea și mai puternic. Frumuzeci și rămurele se roteau aici și colo, iar fulgii de zburau prin aer. Micul Areș nu apucă să meargă prea mult și dădu peste o familie de șoareci de câmp ce tremurau ghemuiți printre firele înalte de iarbă. N-am mai prins niciodată așa o furtună, chiții mama șoarece. Vântul ne-a zburat cu oipul și biezilor mei copilașile tare frig. Și casa mea a fost luată de vânt, îi spuse micul aici. Plecasem să stau la bursuc, dar am tocmai ce vă trebuie ca să mă încălzice. Și luă de pe cap căciorile de lână și le-a dat șoarecilor. Șoarecilor. O, minunat! Dă-te înapoi, dă-te înapoi! O, minunat! Minunat! Chița iau ei, cuibărindu-se.